Salutare tuturor, eu sunt Cristel și bine v-am găsit la primul episod de Cunoști Personajul. Uite că astăzi îl avem alături pe Sorin de la Killer Bananas. Am avut... Chiar el, chiar el în persoană. Deci am onoarea să-l am pe el în primul episod pentru noua serie de pe canal din acest an. Ei bine, Sorin, dacă nu știi în ce consta această serie, eu aduc diferiți streamer sau youtuber. Cu siguranță YouTuber. Știu, cu siguranță știu, oh my god! Eu aduc diferiți streameri și youtuberi care trebuie să ghicească o personaje din desene animate sau animeuri în 30 de secunde. Iar pe lângă asta ai și un Joker card pe care poți să-l folosești dacă nu știi personajul respectiv. Și în ce constă acest Joker card? Prima literă din prenume și numele seriei. Dar trebuie să alegi dintre ele două la acest Joker card. Ok, gata. Deci mai zi o dată că e 12 noaptea. Deci Joker cardul constă în prenumele personajului și numele seriei. Dar trebuie să alegi dintre cele două cum ar veni. Așa. Deci bun. Variante de răspuns, da. Da, da. Deci să-mi spui dacă ești gata și o să-i dăm drumul. Și gen, trebuie într-un 30 de secunde și ok. 30 de secunde de personaj. Așa, și stai. La 15 secunde, când o să ai 15 secunde, o să te anunț eu. Câte personaje sunt total? 8 personaje. Hai, dă-mi. Doar desene sau și anime? Și desene și anime. Ți-am pregătit. Anime s-ar putea să... Da. Anyway, hai. Oricum, nu uitați că ne găsiți toate conturile de social media în descriere. Pe Sorin îl găsiți pe YouTube. Când Killer Bananas. În această seară mi-a luat... De fapt, nu. Ieri mi-a luat strike pe YouTube, dar revin într-o săptămână. Se mai întâmplă. Câteodată îți mai faci porcării. Automat că se mai întâmplă. Și eu mi-am mai luat strike-uri și copyright-uri în continuu. Da, da, da. Se revine, nu e nicio problemă. Ne oprește pe noi YouTube-ul. Haide, bătaie, dă-i. Bun. Iar primul personaj este? Andy din Check with Andy. Trebuie să zic și Andy Larkin ca să... Nu, mai contează. Aia. Adică nici n-am apucat să mai pun timerul. Da. Trebuia și timerul. Okay. Da, da, nu e problemă. Da, era Andy Larkin. Oh my god, nu pot să cred. Următorul personaj? Lui, din viața cu lui. Lui Anderson, aș putea spune. Da, lui Anderson. Bun, și următorul? Aici o să pornesc timerul. Bagă timer. Dar nu mai știu cum îl cheamă. E Stitch, din Lilo Stitch. Cred că așa îl cheamă. Nu știu dacă mai are un Stitch al treilea. Chiar el este. Mai aveai 20 de secunde. Așa. Da, Lilo era. Următorul... Stitch, da. Fred Flintstone. Așa, Stitch, din, m-am încurcat. Din familia Flintstone, nu? Da. Da. Fred Flintstone. Mamă, citesc greu. 4. Stai capitale sau ceva, era mai amuzant. Mă gândeam și eu dacă... Acum o să vedem. Da, bro, e Mikasa. Da. Mikasa din Attack on Titan. E Mikasa din Attack on Titan. După, voiam să te întreb, gen. Hai că asta e greu. Am pornit timerul, să știi. Bagă timerul, da. Dăm Jokerul ăla. Ce vrei să alegi? Ai de ales numele serii, numele serii sau litera cu care începe prenumele personajului? Numele serii. Yu Yu Hakusho. N-am văzut. Deci, vrei să îți arăt personajul? Arat personajul, nu știu. Yusuke Urameshi din Yu Yu Hakusho. Era. Ți-am zis, la anime-uri, n-a. Ok, bun. Următorul anime, haide. Da. Anime? Sau... Da, e anime. Vrei să folosești Joker card-ul? A, da, mai multe, stai în vezi de asta. Da, da, ai mai multe. Dă-mi anime-ul ca să văd dacă...
Anime-ul este Cowboy Bebop. Oricum mai aveai 7 secunde, iar personaj... Este... Oh my god! Este Eren Yeager! Spike Spiegel. E destul de fain, am văzut eu câteva episoade, adică... Ăla de Bleach, cred că, dar nu știu cum îl cheamă, am uitat. Vrei Joker Card? Joker Card, cu numele. Cu numele seriei sau litera? Numele 2. Cu... Începe cu I. Prenumele. Oricum mai aveai 4 secunde. Deci personajul este... Doar că e ăla de Bleach, atâta vreau să știu. Da. Nail măcar, oh, ok. Da, e Ichigo Kurosaki din Bleach. Deci am văzut doar un singur episod. Uite, chiar el e. Da, el e, da. Bun. Și asta a fost tot. Și asta a fost. Am luat măcar 4. Mi se pare că da. Deci adică stai, 5 în nota de 3, adică ce n-am nimeni. Au fost 8, dintre care ai ghicit 3, dacă nu mă înșel, oricum o să mă uit eu la edit. 3, frumos, mamă, adică da. Nu, nu, 3 greșite. A, 3 greșite, da, da, la Ichigo, gen, știa. Oricum... Ce mai cum știu de Naruto, ca pe... Oricum, și eu l-am luat acum pentru prima dată, că n-ai primul episod, nu m-aș fi gândit să... Mai așa, automat. Și mă mai chem la ediția, nu știu, 54. Automat, că am luat și eu să văd acum cât de bine o să fie seria. E experiment la început de an. Da, oricum. O să încerc să mai aduc și alții. De această serie. Și cum ai chemat la prima ediție? Și continuă. Și vezi că clipul ăsta se iasă de 8 minute ca să fie monetizat, da? Nu uita, foarte important, să faci banul cel gros. Are 7 minute 40. Deci ar trebui să mai zicem ceva. Da. Ce mai putea zice? Urmăriți desene, că e foarte important. Lăsați animeurile, scăpați de adicție. Mai aveți timp. Da, fără eu, gen, și eu aș vrea să mă uit la mai multe animeuri, dar... Și la mine e tot la fel, adică, na, acum 2-3 ani mă uitam, dar acum le-am rărit rău de tot. Aș fi uitat la mai multe, dacă prin liceu, de exemplu, că atunci aveam mai mult timp și... Dar m-am uitat la filme multe, deci au cam sărit, da, da, I mean, yeah. O mai apărut așa anime-uri de-a lungul timpului, destul de fain, așa. Da, păi e Chainsaw Man, iar tot la fel de, a fost mare banger anul ăsta. Bă, la Chainsaw Man m-am uitat, dar nu mi-a plăcut așa, nu m-am uitat la primul sezon, mi se pare foarte sexualizat, sincer. Și mai e? M-am uitat acolo, aia, ok. Și mai e Oshinoko sau ceva de genul. Din câte mi-amintesc, tot la fel, anul trecut a apărut. Am auzit și de asta. Yeah. It's bine, așa, ta cu Titan, care s-a terminat și am trecut bangerul de anul trecut. Da. Dacă ai ceva cuvinte să spui așa de sfârșit? Cuvinte de sfârșit. Dați subscribe, foarte important. Faceți un watch time cât mai mare la acest clip. 8 minute, adică tot clipul, știi? Contează foarte mult. Contează foarte mult. Nu uitați să dați like. Să dați click pe reclama Coca-Cola care apare, sigur. Cumpărați Coca-Cola din reclama cu Coca-Cola care ați dat click. Așa și gen atât. Ceva ce să mai zic. Bun. Mersi de, de collab. Mersi și eu pentru că ai acceptat invitația. Cam atât cu acest video. Nu uita să ne dați subscribe și mie și lui Sorin, că ne ajută foarte mult, mai ales că încercăm să creăm conținut gratuit pentru toată lumea și cât pe placul fiecăruia. Ne găsiți Instagramurile în descriere.
la fel și conturile de Twitch, de Kick, de TikTok, de ce vreți voi. Cam atât cu acest video, cu voi a fost Cristinel și noi desigur că ne revedem data viitoare. Bye!